Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit, dragile mele, pe Auroscop. Am tot vorbit zilele trecute, săptămânile trecute și cam de când ne știm noi, tot vorbim despre situația trecută, prezentă, uneori și viitoare, a situației voastre personale cu o persoană, vorbim despre planul iubirii, vorbim despre faptul că v-ați cunoscut, de ce v-ați cunoscut, cum a fost relația voastră, cine și-a băgat codița, în sfârșit, un cumul de informații. Însă, n-am vorbit dacă persoana la care voi vă gândiți a învățat ceva din relația pe care a avut-o cu voi. Oare? Și asta vreau să aflu în minutele următoare. Persoana respectivă a învățat ceva din toată această lecție. V-a admirat că tot a venit, a plecat. Cu siguranță v-ați dat seama că este vorba despre o relație de separare, să spunem așa, distrusă, eșec emoțional. Măcar a rămas cu ceva din relația pe care a avut-o cu voi sau a trecut așa cumva ca gâsca prin apă și s-a repezit ulterior în alte relații. Este o etalare de confirmare, zic eu, pentru foarte multe persoane care vor să se reorienteze și să meargă mai departe. Eu am amestecat deja cărțile pentru că nu vreau să vă iau din timp, vreau să fie o etalare generală, colectivă, scurtă și cuprinzătoare. De asemenea, îmi doresc să aflu ce face în acest moment persoana respectivă, emoțiile, sentimentele pe care le are vis-a-vis de voi, indiferent despre ce emoții vorbim, că sunt pozitive, că nu, o să vedem despre ce este vorba. Și ce urmează în planul iubirii, planul iubirii care vă conține pe amândoi. Să vedem până la urmă ce se întâmplă cu voi doi în continuare. Este o etalare care este, în fine, valabilă ori de câte ori voi urmăriți acest video. Însă, probabil că destul de multe persoane își doresc un anume timp în care ar putea să se întâmple ceea ce am să spun pentru viitorul relației voastre. Și atunci am să extrag un mesaj din acest pachet de cărți cu timp, cu durate cu timp. Uite că au sărit două cărți. Ei bine, uite că există chiar o zi, chiar între o zi, o săptămână și o lună de zile. Există posibilitatea, mai ales că vorbim și despre o lună, vorbim, da, luna aprilie, s-ar putea să fie chiar luna voastră, o zi de miercuri, în care există foarte multe șanse să se echilibreze lucrurile devenind realist sau realistă, depinde de energia în care te afli. Asta o să vedem pe parcurs ce informații aflăm din acest punct de vedere. Cumva, parcă nu mai visați frumos, nu vreți să mai fiți mințiți, mințite frumos, ci parcă deveniți mult mai cu picioarele înfipte în pământ. Deveniți foarte realiști, realiste în ceea ce privește această relație. Puteți să fiți voi, poate să fie persoana respectivă, care poate, cine știe, a visat relații, nu știu, ideale, nu știu acum ce înseamnă ideal din perspectiva acestor persoane și posibil să revină cu picioarele pe pământ. Să-și dea seama că a copilărit destul, a făcut destul de multe greșeli, a încurcat pe foarte multă lume și să revină la sentimente mai bune. De ce spun între o zi și maxim 4 săptămâni? Până la o săptămână din această perioadă pe care am menționat-o, acest mesaj spune că aproape că se întâmplă acest realism, această revenire cu picioarele pe pământ. Am să las aici aceste mesaje și am să trec la acest pachet de cărți de oracol, am să iau carte cu carte, mesaj cu mesaj, astfel încât să avem o confirmare, o clarificare a mesajului pe care vi l-am spus mai sus.
Fără doar și poate, avem aici un contract de suflet. Asta înseamnă că dacă cuchetați cu ideea de vieți anterioare, există posibilitatea să vă mai fi întâlnit și în alte vieți anterioare. Acolo există varianta să vă fi întâlnit și să nu se fi încheiat lucrurile. Ori conform așteptărilor voastre, ori vi s-au prezentat anumite experiențe, ori ați trăit niște experiențe împreună și nu s-a încheiat un anumit contract de suflete. Și atunci probabil că ați venit cu tot bagajul și în această viață pentru a rezolva ceea ce s-a întâmplat în trecutul vostru. Dacă nu cuchetați cu ideea de vieți anterioare, există varianta să vă fi întâlnit, posibil, în unele cazuri și în anii copilăriei, adolescență, tinerețe, seniorat, maturitate, seniorat, etc., etc., și această relație să fi fost întreruptă din cauza faptului că unul dintre voi a abandonat, unul dintre voi a avut alte adicții, și aici mă refer pe partea aceasta de celelalte persoane, de alte oportunități și mai puțin de alcool, tutun, cafea, jocuri de noroc și mai știu eu ce, anxiolitice sau în sfârșit. Deci se cam duce informația cam pe partea aceasta de a mai întâlni și pe altcineva, a scăpa de așa zisa rutină prin a răspunde la mesaje, prin a agăța, prin a cocheta, poate și prin intermediul jobului, de exemplu. Dar nu despre asta este vorba, ci este vorba despre faptul că cele două suflete fac această călătorie pentru a experimenta diverse situații, de a învăța unele lecții și de a ascensiona, de a merge mai departe. Uneori, adevărat, aceste lecții probabil că au fost destul de greoaie pentru că au fost soldate și cu niște eșecuri emoționale destul de dure. Și aici mă refer la, în unele cazuri, evident, agresiuni verbale, tot soiul de reproșuri, sper să nu fie și agresiuni fizice. Lăsăm asta pe altă dată pentru că nu îmi place să discut despre aceste lucruri. Se întâmplă, asta este, dar nu le valorizez. Există varianta să, în unele cazuri, să fi învățat aceste lecții și să treceți mai departe. Și aici mă refer la cei care se uită în acest moment pe Auroscop. Problema este că vine tare din urmă și persoana aceasta. Există niște separări și niște, nu știu dacă le-aș numi diferențe între voi, motiv pentru care probabil că ați și rupt această legătură la un moment dat, cealaltă persoană fiind ușor complexată de ceea ce reprezentați voi. Cred că vine tare din urmă pentru că se pare că conștientizează anumite situații, conștientizează conflictele pe care le-a creat, fie bărbat, fie femeie, și fără a lăuda cumva această persoană, probabil că se află chiar într-un proces de trezire spirituală sau măcar de trezire la viață. Nu poate să vă uite. Asta este clar. Asta mă face să cred că totuși, în ghilimele de rigoare, totuși nu a trecut ca gâsca prin apă prin această relație și consideră în adâncul sufletului său că ați venit în viața acestei ființe să învețe niște lecții. Dar v-am zis, simt că este vorba despre un bagaj de emoții, de sentimente, de karme, de legături dinainte de această viață. Așa simt. Acum nu este musai să se întâmple așa la toată lumea. Dar, în același timp, tot ceva mă îndrumă să consider cumva, prin intermediul acestui mesaj, că lucrurile încă nu s-au încheiat, dar mai ales, nu dar, mai ales din punct de vedere al unor lucruri neîncheiate, n-aș putea să spun chiar o justiție karmică, există anumite plăți care încă nu au fost achitate. Indiferent că acum nu vorbiți, indiferent că sunteți blocați, indiferent că, eu știu, vă gândiți că nu mai este nicio șansă să fiți împreună.
Să știți că încă lucrurile nu s-au încheiat pentru că, deci nu s-a încheiat această etapă, acest ciclu, există, ori dacă, probabil că îl credeți încheiat, dar există acele fisuri. Nu este terminată această experiență, să spunem așa, nu relație, să spunem această experiență, pentru că a fost într-adevăr în unele cazuri o experiență pe care a trăit-o unul cu celălalt, nefiind închisă, există posibilitatea unei regăsiri, reconectări, să zicem, sau reluare de conexiune, pentru a duce la bun sfârșit această relație. Atâta vreme cât încă se gândește la voi, atâta vreme cât încă nu v-a uitat, atâta vreme cât a început să considere și să conștientizeze că experiența cu voi l-a învățat sau a învățat-o foarte multe lucruri, au trezit aceste persoane la viață, cu atât mai mult are nevoie de răspunsuri și de confirmări. Probabil că în unele cazuri, atât voi cât și această persoană, au ales să găsească aceste confirmări chiar prin intermediul acestei arte. Tarot, orice formă de terapie, orice formă de întoarcere în trecut, orice formă de, nu știu, posibil regresii sau în sfârșit. Are și aveți nevoie de terapie, v-am spus în unele cazuri, probabil că voi ați făcut acest lucru. Există o invitație, sau cel puțin o deschidere din partea Universului către a uni din nou aceste două suflete pentru a închide cumva cercul, a nu rămâne ca două entități lansate așa în univers care se caută în tuneric unul pe celălalt. Două fire de praf care, eu știu, gravitează unul în jurul celuilalt și nu se întâlnesc în această dimensiune. Există foarte multe șanse să aveți această nouă deschidere prin înțelegere sau prin înțelegerea și a uneia și a altuia că încă lucrurile nu au fost spuse, terminate, încheiată această etapă, încheiat acest contract de suflete, cum spuneam. Și probabil că acest lucru se întâmplă cu rapiditate sau din ce în ce mai mult lucrurile se apropie de o finalitate. Și aici vreau să știu probabil ce înseamnă această finalitate. Sunt tot soiul de neînțelegeri. Neînțelegeri cu care vă confruntați și voi, cei care vă uitați acum în acest moment la acest clip, pentru că nimic nu este întâmplător dacă ați dat peste acest clip. Probabil în viața personală, în familia extinsă, la serviciu, cu colegii, în relația voastră, dacă aveți, cu soțul, cu soția, etc., etc., sau, eu știu, cu iubiții, iubitele, partenerii, partenerele. Și cealaltă persoană, la fel, trece prin aceleași nemulțumiri, prin aceleași dezacorduri în viața personală. Un dezacord total fiecare pe partea lui. De aceea subliniez acest punct culminant. Fuga de o realitate a noastră vă aduce sau posibil să vă aducă din nou în acest refugiu pe care voi l-ați creat, probabil prin intermediul unei comunicări la distanță. Dar era refugiul vostru, era locul în care evadați, fugeați de tot și de toate. Această breșă în relațiile voastre, fiecare pe partea lui, v-a condus, breșa respectivă, în a vă întâlni. Nu accidental, nu există accidental, nu există nimic întâmplător. Dezacorduri au fost și în ceea ce vă privește pe voi, doar că la voi dezacordurile au fost mai mult... eu știu, în sperietură că poți iubi un om pe care nu-l cunoști, sperietură că dacă te implici în această relație, în unele cazuri fiind secretă și se află, fiind o iubire imposibilă, atunci se dezlănțuiește jihadul, cum ar fi să
nu mai poți să iubești aproape, să-ți iubești partenerul, partenera, mai ales dacă era vorba despre un trio sau un pătrat amoros, din cauza faptului că te-ai îndrăgostit de o altă persoană și în felul acesta s-ar fi dezlănțuit o lipsă de armonie totală în relația ta. Probabil că voi v-ați luptat foarte mult cu anumite emoții în contradictoriu. Pe de o parte, tânjați efectiv emoțional după o astfel de îndrăgostire, iubire. În unele cazuri, posibil să fi fost o iubire platonică, posibil să nu fi consumat această relație, dar simt că din niciun punct de vedere. De asta cred că nu s-a închis cercul și de asta cred că există încă această energie între voi. Pentru că știți ce se întâmplă? Și acum tot este vorba despre dezacorduri în vieți particulare separate. Dar acum nu mai aveți la cine să fugiți. Și înainte știați cumva că există acolo cineva, o ființă, o entitate, un drăguț, o drăguță, care înțelege tot sau va înțelege tot și nu ai niciun fel de obligație. Nu trebuia să faci nimic, doar să simți acolo în zona aceea de confort pe care voi v-ați creat-o și unul și celălalt. De asta spun că mi se pare, așa cum simt și cum vă simt, că ați creat o zona voastră, o zonă de refugiu. Acum poate că în momentul în care vă este greu, alergați în acea zonă de refugiu, doar că este goală. Zona aceea de refugiu nu mai conține persoana aceea care vă răspundea cu vorbe dulci, cu fiecare mesaj, cu fiecare dedicație pe rețele de socializare, etc., etc., cu fiecare sărut virtual furat în ghilimele, cu fiecare mesaj de iubire primit și furat în ghilimele de rigoare pe rețelele de socializare, ce vă umplea acel gol și vă pregătea cu forțe proaspete să primiți din nou realitatea aceea plictisitoare de zi cu zi. Și același lucru se întâmplă acum cu persoana voastră. Aleargă către o zonă în care nu vă mai conține. Și vă caută. În subconștient vă caută sufletește, chiar dacă eforturile sale continue, au fost și sunt încă în direcția de a nu continua această relație. De asta cred că se gândește la voi ca spirit, ca emoție. Mi se pare că se gândește la voi ca emoție, mi se pare că se gândește la voi ca sentiment, mi se pare că simte nevoia să se îndrăgostească de a fi îndrăgostit. Nu neapărat că, de să ne înțelegem, nu neapărat că nu vă plăcea ca figură, nu vă plăcea ca, ca prima oară să mă îndrăgostesc de voi, de felul în care arăta, să fim serios sau ceea ce exprimați sau în sfârșit. Nu că nu v-ar fi plăcut și fizic, ferească Dumnezeu, ci s-a îndrăgostit de sentimentul de a fi îndrăgostit sau îndrăgostită. Și cred că același lucru ați simțit și voi. Și de aceea spuneam de sentimentele contradictorii, ceea ce simțiți în mod real pentru realitate, pentru ceea ce ați creat, pentru forma aceasta materială, lucrul pe care l-ați construit împreună cu o anumită persoană sau singură sau singur, și ceea ce simțeați acolo. Acolo era un sentiment, acolo era un refugiu în care găseați energia necesară să umpleți golul și să vă pregătiți cu forțe noi pentru a doua zi. Persoana voastră, în momentul de față, și-ar dori foarte tare să înțelegeți sau să telepatic cumva să vă dați seama de ceea ce simte în prezent. Și cred că, tot în mod telepatic, simțiți acest lucru, că nu degeaba, repet, ați ajuns în acest, să urmăriți acest video. Destul de multe diferențe între voi, ca mesaje suplimentare. Diferențe de, probabil în unele cazuri, de limbă, bariere internaționale, spune așa, de limbă. Probabil că
mesaj suplimentar nu obligatoriu. Unul vorbea o limbă, celălalt altă limbă și vă înțelegeați în engleză sau, nu știu, mandarină, nu știu, egal. Posibil să fie vorba despre persoane care, între persoane de vârste diferite, diferență de vârstă, unul mai mare, altul mai mic, unul negru, de culoare, nu știu dacă am zis bine, sper să nu greșesc, că am înțeles că, nu știu, n-ai voie să mai zici așa, în sfârșit, că faci discriminări, Doamne ferește. Deci pielea, hai să spunem așa, pielea mai închisă, celălalt foarte deschis. Destul de multe diferențe la poli opuși, dar atracția voastră foarte, foarte mare. Mi se pare că aceste bariere au fost date la o parte și nu ați ținut cont de absolut nimic. Dacă erați de aceeași naționalitate, existau acele diferențe de vârstă, situație maritală, să zic, sau eventual poate să fie vorba chiar de o distanță foarte mare fizică, de unde și întreținerea acestei relații pe rețelele de socializare. Își dorește să aflați ceea ce simte acum. Nostalgie, melancolie, retras, retrasă, solitar, solitară, dorind până în adâncul sufletului să ca această tăcere cumva să fie eliminată, deși îl văd cumva sau văd, de fapt pe amândoi vă văd retrași. Gândiți-vă un pic la acest tablou, mergeți într-o terasă, nu că acum e frig, nu știu, într-o cârciumă, într-un restaurant. Vă duceți la o cafenea, hai să spunem așa, vă duceți la o cafenea, unul într-o parte, dar nu în aceeași cafenea în același timp. Unul este într-o parte, însingurat, însingurată la o cafea, cealaltă sau celălalt la fel. Într-un colț, cu cafeaua în față sau cu ceaiul sau cu apă minerală, stând și gândindu-se ce caut eu în viața mea. Mi se pare o persoană extrem de debusolată în momentul acesta. Debusolată și nu își explică de ce, în ciuda tuturor eforturilor de a vă bloca, inclusiv sufletește, mintea tot la voi îi fuge. De asta spuneam la începutul etalării și asta vreau să aflu pentru voi. Până la urmă, persoana asta a învățat ceva din toată ecuația asta, din toată problema asta sau a plecat și dus a fost, dar se pare că învață foarte multe lucruri. Mi se pare că este o persoană care probabil a făcut anumite terapii sau că tot vorbeam de acel moment de detașare, știți? Aici este un mesaj care, despre care am vorbit deja, acel detașare, acea rupere, de fapt, de mediul înconjurător, să zic așa, de realitatea sa, intră în acea grădină, în acel refugiu pentru a vă găsi, însă un refugiu care nu vă mai conține. De asta spun că de foarte multe ori se retrage cumva în colțul sufletesc și îi place să simtă momentele acelea pe care le-ați împărțit voi de început. Însă nu mai spun că îi pare foarte rău pentru că a sabotat această relație. Puteți să fiți și voi acele persoane cărora le pare foarte rău că nu au luat niște decizii la un moment, le pare rău de anumite greșeli. Aici este vorba despre o autoînvinovățire. Persoanei respective îi pare foarte rău. Le pare rău că și-a băgat singur sau singură bețe în roate. Mi se pare că gândește că a urmat anumite reguli, anumite principii. A urmat sfaturile, recomandările unor persoane care, până la urmă, în momentul de față, nici măcar nu mai dau doi bani pe evoluția sa spirituală sau nu. Îi pare foarte rău că s-a luat după gurile rele, că a ascultat pe cine nu a trebuit, că a urmat acele principii, programe cu care fiecare, în fine, am fost învățați încă de când ne-am născut. Să nu faci așa, să nu mă faci de râs, da, au făcut niște frustrații. Și atunci a pus în practică toate aceste programe, dar îi pare rău. Îi pare rău că a stricat
lucrurile. Și a stricat lucrurile nu numai în relația pe care voi ați făcut-o, ați avut-o. A stricat lucrurile și a stricat lucrurile și în viața sa. Pentru că în momentul în care s-a despărțit de voi, v-ați separat, v-ați blocat de frică, de nefrică, de în sfârșit, din diferite motive, au crezut că la momentul respectiv poate să fie cea mai înțeleaptă acțiune, cea mai înțeleaptă mișcare. Astfel încât să, mă rog, dacă simțea că nu mai aveți niciun viitor sau că nu vedea cumva finalitatea, nu avea încredere că veți rămâne împreună din cauza faptului că în unele cazuri părea să fie o iubire imposibilă, acum nu îi se pare că a făcut bine. Ok, mă despart de tine ca să nu ne complicăm, fiecare să meargă pe drumul lui, crezând că eu îmi fac bine. Dar m-am despărțit de tine, m-am separat de tine, te-am, în unele cazuri, agresiuni verbale, etc., reproșuri. Dar acum, până la urmă, a trecut perioada aceea în care eu tot am căutat pe X, pe Y, relații intime, că vorbeam de niște adicții la începutul etalării, am trecut ca furtuna prin aceste relații pasagere, trecătoare și iată-mă singur din nou sau singură din nou. Nu-mi convine nimic, am opțiuni, măria ta, doar că nu-mi convine nimic. Nu mă mai satisface educația fizică și sport din punct de vedere intim. Nu mă satisface sau nu mă mai satisface, nu mai mulțumesc relațiile cu angajați și angajate, cu prietene, cu colege, cu persoane prin țări de socializare. Am căutat asta, am trăit, am simțit, am copilărit, gata. Nu mă mai satisface nimic. De asta poziția sa este cumva închisă. Este ca un blocaj, am greșit destul. Consideră aceste relații și aceste experiențe pe care le-a avut chiar înaintea voastră și după voi, pentru că la un moment dat și probabil că și voi ați considerat că ați fost doar o bifă, consideră aceste experiențe inutile. Este o persoană care consideră că a fost inutil și este inutil să mai accepte ceva ce nu îl mai satisface, nu mai satisface absolut deloc. Și înțelege. Această carte înseamnă understanding. Înțelege în sfârșit. Înțelege, deci vedeți, n-a trebuit ca vă scapi în apă prin relația voastră, pentru că și nu degeaba nu vă poate uita. Înțelege, se uită pe poze, aceste poze vechi, mai ales pentru cei care cochetează cu această artă, pozele acestea vechi ar putea să fie interpretate ca amintiri pe care voi le aveți vechi. Asta înseamnă că ați avut o relație cu aceste persoane, chiar vorbind despre vieți anterioare. Cine crede? Începe ce să înțeleagă? Începe să înțeleagă și să vadă cu ochii minții partea voastră de emoție, de sentimente. Începe să vă înțeleg, să vă înțeleagă în sfârșit acțiunile din trecut. Abia acum înțeleg de ce m-a blocat, că poate ați blocat persoana respectivă pentru că v-ați speriat că iubiți sau vă îndrăgostiți și ați fugit de relație. Sau poate că voi, fie bărbat, fie femeie, ați considerat că este prea devreme să vă legați la cap. Ați mai vrut să triați, ați mai vrut să mai cunoașteți. Depinde fiecare de situație. Dar acum se pune și reușește să se pună în pielea voastră. Abia acum vede, simte, își dă seama de ce n-ați mai fost împreună. Că dacă atunci știa lucrul ăsta, probabil că nu vă cânta în strună. Adică dacă voi ați blocat, m-a blocat, înseamnă că asta este. Sau v-aș certat, asta înseamnă, s-a certat, la revedere, nu? Știți? Adică probabil că schimba puțin strategia. V-a blocat, s-ar fi trebuit să alerge după voi. Știți? Ca în filme. O relație ca în filme. Ceea ce nu a făcut. Și acum își reproșează că dacă era puțin atent la nevoile voastre și la ceea ce v-ați fi dorit să facă, să faceți, să facă, cu siguranță schimba această strategie. Văd un pian aici. Un pian văd și o regăsire
din anii copilăriei, văd și o căsătorie. Mie mi se pare că în altă viață anterioară, sigur, n-aș vrea să mă certați pentru că unele persoane nu vor să vorbesc despre vieți anterioare și, mă rog, în sfârșit. Dar eu asta simt, eu mărturisesc, cochetez cu acest concept. Pentru cine cochetează cu acest concept, ideea este că eu vă văd în alte vieți anterioare căsătoriți. Ați mai fost căsătoriți, relație de mamă, fiu, poate să fie de frați, de asemenea, dar și de soți, să știți. Și văd un pian. Persoane blonduțe, șatene cu ochii deschiși la culoare, ei cu părul șaten, cu ochii închiși la culoare sau verzi. Vreau să vă zic că există posibilitatea unor vieți anterioare, chiar, mă rog, în timpul războiului, celul de-al doilea război mondial. Iar ca statut, dacă vă interesează chestia asta, sau poate aveți niște confirmări, poate ați făcut niște regresii, meditații de regresie vieți anterioare și poate vi se confirmă acum acest lucru. Dar nu o să discut acum mai, eu știu, în alte sute de vieți. Vorbesc acum mai recent. Deci mai acum, în perioada aceasta, de, așa simt, al doilea război mondial, posibil că unul dintre voi ați trecut unul în brațele celuilalt, părinții de, cum să vă zic, condiție peste medie, să zic. Vă văd îmbrăcați sau îmbrăcate pe energia feminină în costume populare, băieței îmbrăcați în cum era domnul Goie, știți, cu șosețele, cu, deci foarte mult, foarte multă ideea de a vă întâlni în alte vieți anterioare. Într-adevăr, în unele cazuri poate să fie vorba despre niște responsabilități pe care le are acum. Poate să fie responsabilități pe care le are vis-a-vis de voi, cei cu care aveți copii. Și atunci găsește ca modalitate de reluare a acestei conexiuni prin intermediul copiilor, prin intermediul responsabilităților materiale financiare pe care le are vis-a-vis de voi. Iar dacă este cazul unor căsătorii, să zicem, probabil că a avut o perioadă în care s-a retras din toată această relație cu voi pentru a-și urmări interesele și responsabilitățile și obligativitățile materiale financiare și în ceea ce privește familia pe care a construit-o. Că sunt într-o relație de căsătorie sau au fost sau nu au fost căsătoriți cu acte, dar au făcut un copil, în sfârșit sau posibil să aibă pe cineva în întreținere. Deci probabil că în momentul de față sau cel puțin în trecut a fost întors din drum din cauza acestor responsabilități, părându-i foarte rău că nu a răspuns, așa cum îmi spuneam, în interiorul etalării, nu a răspuns nevoilor voastre și din acest punct de vedere este nefericit și este nemulțumit și este, nu este împăcat sau nu este împăcată că nu a răspuns la un moment dat unor cerințe. Probabil că ați avut anumite discuții și nu a răspuns pozitiv la aceste cerințe. Ceea ce a dus la niște urme, niște consecințe, niște cicatrici. Ce au rămas pe suflet? Faptul că nu a putut să răspundă sau să se ridice la nivelul așteptărilor voastre. Dar partea bună este că, aici am să vă citesc aproape textual, nu mai vreau să fug de tine. Deci probabil că persoana respectivă a fugit destul de tare de responsabilitățile pe care le-a avut vis-a-vis de voi sau de voi, pentru că a avut el sau ea responsabilități. Ei bine, nu mai vrea. Că acum vorbim și despre viitorul relației. Nu mai vrea să fugă de voi. A fugit destul.
A fugit cât a putut, apropo de eforturile pe care le-a făcut să nu mai ia niciun contact cu voi. Chiar dacă între noi sunt foarte multe diferențe. Vedeți exact ceea ce spuneam și mai devreme. Aici exact asta scrie, deși arată aici bani. Aici este vorba despre diferențe. Multe diferențe între voi. Deci chiar dacă sunt foarte multe diferențe între noi, nu vreau să mai fug. Mi-este frică însă că este prea târziu. Mi se pare că am trepășit al 13-lea ceas și mi se pare și am această teamă că și dacă acționez în vreun fel sau revin în relație, ar putea fi totuși destul de târziu. Deci persoana voastră poate că nu mai are încredere în viitorul relației voastre, că i-ați uitat, însă. Exact cum spuneam, sunt reminiscențe și îi este foarte dor, îi este dor de glumițele voastre, de momentele voastre pe care le-ați creat în acel refugiu, în acea grădină a Edenului vostru particular. Îi este dor de ceea ce povesteați, exprimați, de mesajele voastre, de veselia pe care voi ați creat-o acolo, despre golul acela pe care îl umpleați de fiecare dată când vă întâlneați, fie și virtual. Consideră că nu vă merită, consideră că sunteți o persoană mult mai bună decât el sau mult mai bună decât ea, însă, fiind atât de departe de voi, asta l-a determinat sau a determinat-o, această absență, această distanță, acest blocaj l-a făcut sau a făcut-o să realizeze cu claritate că îi lipsiți. Și va ieși până la urmă la lumină. Nu se va mai ascunde. Deci oricât de teamă i-ar fi că această relație nu are niciun viitor sau nu mai are încredere că veți mai fi împreună și încă stă în această umbră, stă așa și vă urmărește poate de la distanță, tot voi i-ați făcut să realizeze că vrea să iasă din întuneric. Că dacă și voi ați răspuns cu aceeași monedă, tăcere, ducând această tăcere până în momentul în care va ceda cealaltă persoană, e bine, va ceda acestui ego. Pentru că pe lângă faptul că are anumite temeri și frici, are și acest ego. Această vanitate, această cumva mândrie că va fi înțeles sau înțeleasă greșit. Dar va lupta împotriva acestui ego și își va da la o parte această mândrie pentru a găsi o cale către a se conecta cu voi. De ce? Pentru că vrea să-și ia un anumit angajament, acela de a face parte din viitorul său. Acum nu neapărat ne raportăm la imaginea în sine, cerere în căsătorie, deși never say never, nu știi, ne raportăm la anumite planuri, propuneri, oferte, discuții, compromisuri, asta rămâne de văzut în momentul în care persoana respectivă o să discute cu voi. Mai departe, probabil că are nevoie de timp să se gândească la această propunere, pentru că vrea să facă această propunere. De ce? Pentru că nu mai vrea să rateze o oportunitate. Probabil prima ocazie, cu prima oportunitate, cu primul impuls, cu primul moment, va pune mâna pe telefon și va exista comunicare, discuții. Ce mai faci? Cum mai ești? Și așa mai departe, prin intermediul probabil calculatorului, telefonului, tastaturii. De ce? Carte de final, pentru că este vorba despre treburi nerezolvate. Acest mesaj era în spatele pachetului de cărți de oracol, am lăsat la final acest mesaj, eram extrem de curioasă să văd despre ce este vorba. Unfinished business.
treburi neterminate, discuții neterminate, încă, spune persoana respectivă în gândul său, urmează să vă spună și personal, sunt foarte multe lucruri de rezolvat între noi și de discutat. Dragii mei, cam atât pentru această seară. Este o etalare care se adresează tuturor vârstelor, care se adresează tuturor semnelor zodiacale, doar că aici simt că este vorba despre foarte multă balanță, scorpion, rac, pești, ca semne zodiacale predominante, leu și berbec. Persoane care pot fi, v-am spus, blonduțe, dar cred că descrierea fizică am făcut-o doar cu acele adăugiri, cum că există niște diferențe între voi, diferențe care până la urmă nu o să vă pună bețe în roate. Așa că, dragii mei, așteptați-vă la un telefon. Vedeți că sunt situații în care s-ar putea să vă sune și să ratați acel telefon. Missed calls. Știți? Depinde. Există și această poveste. Să nu ratați sau, eu știu, există posibilitatea să răspundeți și să închideți telefonul în nas, pentru că atunci s-ar putea să-i tăiați aripile și nu va mai lua legătura, de teamă să nu vă încurce și mai tare ploile. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă doresc să aveți o seară plăcută în continuare, multă, multă bucurie, zile senine, fericire și la mulți ani tuturor celor care își aniversează zilele de naștere, azi, mâine, pe mine, în acest weekend și în zilele ce vor urma. Numai bine, vă pup și vă iubesc mult. Pa, pa!